Jandarmii și salvamontiștii din Vâlcea au intervenit duminică pentru salvarea a doi turiști francezi care s-au rătăcit în Valea Zăvodului. Potrivit Jandarmeriei Vâlcea, cei doi au cerut ajutorul la Salvamont Vâlcea după ce au coborât duminică după amiază de la cabana Cozia spre mănăstirea Turnu, însă într-un moment de neatenție s-au abătut de la traseu și au ajuns într-o zonă extrem de periculoasă unde riscul de avalanșă este extrem de ridicat. După o intervenție extrem de dificilă desfășurată pe timp de noapte, pe parcursul a 11 ore de efort, bărbații au fost salvați de la o adevărată tragedie. Am avut un moment sau o zonă unde a trebuit să montăm o balustradă din coardă, să trecem și pe un pic de elemente de alpinism. Din fericire pentru noi, totul a fost cu sfârșit fericit, cu toate că cele două persoane, cei doi turiști francezi, au fost într-o situație extraordinar de dificilă. Au avut sub ei 200 de metri, 250 de metri de perete vertical. Brâna pe care stăteau era cumva oblică pentru că era încărcată de zăpadă de la avalanșe și au trebuit să aștepte până am ajuns noi în situația în care se aflau. Le-am cerut să retragă un pic, nu au avut curajul să se mai retragă de acolo. I-am asigurat și i-am scos din zona aia, după aceea a fost foarte mult de urcat pentru că ei s-aflau undeva la nivelul, aproape la nivelul mănăstirii Strânișoara, pe un culoar unde nu poți să mai ajungi la mănăstire și a trebuit să-i scoatem la cabana Cozii. Pentru siguranța lor, iubitorii sporturilor montane sunt sfătuiți să abordeze aceste activități responsabil, folosind echipamente corespunzătoare la nivelul de competență și complexitate care să nu le pună viața în pericol. În afara echipamentului obligatoriu de iarnă, încălțăminte și îmbrăcăminte adecvată, colțari, pioleți și altele, trebuie să existe în permanență în rucsac o lanternă cu baterii noi pentru fiecare participant, evitând astfel situații neplăcute. Inclusiv în cazul excursiilor cu autoturismul este indicat să aveți încălțări și îmbrăcăminte de iarnă, chiar și o lanternă, pentru situațiile în care sunteți nevoiți să vă deplasați pe jos. Se arată într-un comunicat transmis de Jandarmeria Vâlcea. Tot în acest sfârșit de săptămână, alți doi alpiniști începători care au urcat pe Valea Sâmbetei din Munții Făgăraș până la colțul Bălăceni pentru cățărare au solicitat intervenția salvamontiștilor și a jandarmilor montani pentru a-i recupera. Bărbații au fost conduși la o cabană a Salvamont, unde au primit îngrijiri medicale, apoi au fost coborâți până în stațiunea montană Sâmbăta, de unde au fost preluați de ambulanțe și transportați la spitalul din Făgăraș.